Județul Olt dispune de o serie de monumente istorice și opere comemorative de război care evocă unele dintre cele mai vii mărturii ale trecutului nostru istoric. La nivelul anului 2015, la Ministerul Culturii, erau înregistrate peste 700 astfel de monumente. Județul Olt are 758 monumente istorice structurate astfel. 594 monumente și ansambluri de arhitectură, 131 situri arheologice, 13 monumente de for public și 20 de monumente memoriale. Prefectul Silviu Neacșu le-a propus inventarierea pe localități a obiectelor patrimoniului cultural imobil din județul Olt. Specialiștii au la dispoziție o lună pentru a identifica monumentele și pentru a le face o fișă de evaluare, dar și o fotografie. Eu vă propun ca în perioada imediat următoare, și mă gândeam ca așa, ca și un termen de o lună, să începem o inventariere a tuturor edificiilor, monumentelor de artă, plăci și altare comemorative, mi-am scris eu aici, troițe, cruci, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcție având caracter decorativ sau comemorativ, și inventarierea asta să cuprindă regimul juridic, starea și poate și o fotografie. După finalizarea procesului de inventariere, va fi pusă în discuție recondiționarea monumentelor deteriorate. Mă gândeam ca ulterior, printr-un ordin de prefect, să constituim niște comisii mixte în funcție de ce dumneavoastră constatați, astfel încât să efectuăm verificări în teren la aceste monumente care prezintă anumite probleme și în urma constatărilor să solicităm, să rugăm, să sensibilizăm într-un fel autoritățile competente în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce le revin, privind asigurarea, protejarea și punerea în valoare a acestora. Prefectul județului a propus Direcției pentru Cultură realizarea unor fișe de prezentare pentru fiecare monument de for public și operă comemorativă de război. Informațiile vor fi publicate ulterior pe pagina de internet a Direcției pentru Cultură Olt, dar și a instituției prefectului.